Credeți că vom ajunge din nou la școala online în următoarea perioadă, la cum merg lucrurile? Eu nu militez pentru o școală online. Impacturile care sunt, atât educaționale cât și emoționale, pentru un copil, am putut să le evaluăm la anul trecut. Cred că anul trecut a fost an de experiență. Dar în care să ne obișnuim, să știm ce este cu această pandemie și să vedem care scenariu este mai bun. În acest moment, cred că școala trebuie să rămână față în față. Dar acele reguli trebuie să fie respectate. Iar una dintre aceste reguli înseamnă o securizare cât mai completă a personalului care lucrează în aceste școli. Vaccinare, testare, da? În care în momentul școala să nu fie un pericol pentru copil. Apoi va trebui gestionat partea a doua. Unde se duce copilul când pleacă? Mediul de acasă? Dacă și acolo avem? Lumea trebuie să înțeleagă, acasă nu ne trebuie Green Pass. Acolo este doar conștiința noastră față de copilul nostru, față de părintele nostru, față de bunicul nostru. Măcar pentru acest lucru ar trebui să facem niște efort. Și nu sunt destul de mari. Deci nu vedeți posibilă trecerea la școală online? Nu mi-o doresc. Nu avem ce face online cu cei care s-au dovedit niște cazuri în clasa respectivă. Și atunci se intră în acea carantină cu posibilitatea la 8 zile de testare și la 10 zile de revenire la școală. Atunci acea clasă va trece în online. Dar haideți să facem în așa fel încât acea școală să nu intre în online, acea școală în general dintr-o localitate. Să o lăsăm deschisă. Copiii sunt avizi să se întâlnească cu profesorul, cu învățătorul lor, cu colegii lor, pentru a-și desfășura un proces de învățământ normal. Și cred că nu neapărat că suntem de vină, dar noi suntem cei care îngreunăm prin nerespectarea unor reguli, prin nevaccinarea, prin neasigurarea unei transmiteri comunitare scăzute în acea localitate. Și asta se face prin respectarea de reguli, prin vaccinare și o imunizare cât mai, într-un procent cât mai mare în acea comunitate.